V-am urmărit astăzi cum ați cântat. Să zic că nu ați ieșit din limite. Nu sunt eu de acord cu negativele. Am eu motivele mele. Ăștia mă bagă în șomaș tehnic. Voi ăștia, formațiile negativele, sunt dușmanii voștri, rivale de piață. De asemenea, nu sunt de acord pentru că negativele sunt o jertfă moartă. Ați văzut că era cât pace să nu învieze. Dumnezeu vrea să aducem o jertfă vie. Facem aici ce putem. Și eu nu pot să fac predica acasă și să vă duc aici înregistrat. Aici, cum îmi iese, așa îmi iese. Vorba aceea, orice predicator când termină, zice, dacă aș mai predica o dată, aș zice mai bine. Poate așa e și la cântăresc, nu știu. Da, venim aici cu jertfa ce o avem. În cel mai bun caz aș da voie la negative, la repetiții, dacă nu cunoaște suficientă notă pentru a putea învăța cântarea. Dar apoi nu merită să mai umblăm cu lucruri fizice, când noi putem cu suflare să aducem jertfă Domnului. Dar altceva vreau să spun. Asta în anexă. Asta am vorbit despre curăție, despre limpezirea minții. Feriți-vă de muzica ce are accente de rock. Pentru că e dovedit, dragii mei, că vă provoacă. După o parte, după un concert de muzică rock, cu accente, chiar dacă nu e un rock avansat, ești bun de un meci de arte marțiale sau de stensor repede. Asta este. Am decis în urmă cu o vreme, atunci când sunt chemat la evanghelizări, să întreb cine va cânta. Pentru că nu pot permite, după ce o formație îi induce într-o anumită stare, în baza unor unde, și funcționează în univers și în organismul uman, după ce mi coboară în vale, eu să mă cobor și să-i urc. E prea greu. Am ajuns undeva în iarna aceasta și era o boxă tocmai la capul meu ajunând de ambon. Și am mers împreună să servim masa o cântărete și am încercat să le explic frumos, așa cum v-a spus și dumneavoastră. Și un altul, considerând că i-am jignit pe cântăreț, zice, așa-i frate, că persoanele de față se exclud. Spui, frate, numai nebunii vorbesc la cine nu-i de față. Eu cu ei eu vorbesc. Și am încercat să le explic că sunt unde alfa, beta, delta, teta. Unele induc o stare de pocăință, altele o stare de somnolență, alte unde o stare de revolt. Și unul dintre ei, oarecum militat, zice, bine că Domnul Iisus nu știu de undele astea. Zic, frate, tocmai că El le-a pus în univers și o știe mai bine ca noi. Dar trebuie să știm și noi și să fim atenți. De aceea și muzica, și îmbrăcămintea, și toate celelalte trebuie să concure la curăția, la sfințirea noastră. De exemplu, am văzut niște imagini dintr-o tabără de tineret, toți îmbrăcați așa în pantaloni scurți, un băiat, era voinic, avea aici pe umeri o fată. Și i-am îmbrăcat în pantaloni scurți cu picioarele, deci pe aici, așa. Și m-am gândit eu dacă băiatul ăsta nu ispitit, îi de lemn. Credeți că fac bine astea? Păi ne jucăm. Păi da. La apă e cald. Din cât știu eu, din cultura mea generală, oamenii care au locuit pe țărmul mării întotdeauna s-au dus la apă, au fost pescari. Dar vă rog să studiați istorie și faptul acesta încă se mai poate vedea la bătrânii care încă trăiesc. Una e să fii cu un maieu și cu niște pantaloni până la genunchi și să vei la apă și alta e să fii pe sfert. De atât. Dar toate acestea aparțin societății noastre imorale, care se degradează pe zi ce trece.
s-au făcut planuri în lumea întunericului. Spun asta în încheiere, să atace tineretul prin droguri, prin ceea ce se petrece la nivelul internetului, pornografia în mod deosebit, medicii spun că exact aceeași reacție și prin distrugerea familiei, moralitatea publică. Și dacă diavolul are asemenea planuri, vom lua și noi măsurile de rigoare, ne vom sfinți și ne vom apropia de Domnul. Amin. Și în ziua aceea, Domnul va spune, aceștia sunt fiii mei și fiicele mele, mărit să fie Domnul. Amin. Domnul să vă dea o binecuvântare de plină. M-am bucurat astăzi să fiu împreună cu voi. Le spun eu la fanfariștii noștri, băi băieți, multe mormântări am făcut cu voi. Dacă să fiți pocăiți și eu am biere cântați. Vă la pe drumul. Pentru orchestră de asemenea, că dialogul te scrie și în Apocalipsa și noi toți ceilalți acolo unde scăpăm de problemele astea, vom fi veșnic în curăție. Nu va mai fi nicio mizerie în rai, niciun păcat, lumină, har și bucurie. Dar până trecem prin bâlciul deșertăciunilor spre țara cerească, să ne ferim, să mergem pe margini, cât mai distanți, feriți-vă de orice vi se pare rău și Dumnezeu să vă dea o bucurie de plină. Amin. Amin.